La Catedrala Episcopală din Drobeta, Turnul Severin, a debutat astăzi Festivalul de Colinde și Datini Strămoșești. Evenimentul a avut loc după Sfânta Liturghie Arhierească, săvârșită de Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei. Elevii școlii gimnaziale numărul 15 din oraș au susținut o scenetă având ca temă Nașterea Domnului. Eu am interpretat rolul de copil. A fost greu? Nu. Nu a fost. Eu am crezut că e greu, am avut puțin emoții. Noi am venit să susținem colegii noștri de la clasa 3-a și nouă chiar ne-a plăcut sărbarea. Noi nu am fost în sărbare, dar ne-am uitat și a fost foarte frumos. Truda, dăruirea, profesionalismul și competența de multe ori nu sunt evidențiate. Rămâne însă toată strădania depusă de dascăl în amintirea elevilor, în amintirea școlarilor, în amintirea celor care, după trecerea anilor, devin și ei oameni în societate. Am trăit cu toții astăzi în momentele începutului Festivalului de Colinde de anul acesta. Crăciunul de ieri, Crăciunul de astăzi ne reunește pe noi toți, profesori de religie, copii, părinți, în Catedrala Episcopală, pentru a asculta aceste daruri ale lor, ale copiilor, către Hristos. Mulțumesc din suflet părinților care ne-au sprijinit în tot ceea ce ține de costume, de repetiții. Până miercuri, la Catedrala Episcopală vor fi prezenți peste 500 de copii de la școlile din Mehedinți, care vor vesti nașterea Domnului prin colindele românești.